Ați o interpretați dumneavoastră ca o contestare a testelor PISA. Testul PISA, în esența lui, este foarte bun, însă nu se potrivește sistemului nostru de învățământ, pentru că avem o curiculă diferită, avem manuale diferite, deci se cere cu totul și cu totul altceva. Noi suntem parteneri în această acțiune a OECD-ului, care vine, sigur că da, cu această testare. Este o testare oarecum interesantă, ca să nu folosesc un alt termen, pentru că ministerul știe de această testare, însă nu se știu școlile, nu se știu rezultatele de către respondenții la aceste teste. Deci, în felul acesta, copiii, că mai există și aspectul esențial, copilul nu este interesat să dea niște răspunsuri foarte, foarte corecte sau foarte exacte, sau unii poate răspund chiar în bășcălie la această testare. Deci, testarea ca atare nu cred că este rea. Deci, profesorii pe care i-am invitat astăzi la această conferință de presă, i-am invitat să spună fiecare părerea lor, ideile lor și să vine cu argumente pro și contra. Contra ați auzit că sunt și ei și sunt în asentimentul lor că, într-adevăr, sistemul nostru de învățământ nu este, n-are legătură cu acest, cu testul PISA, așa cum este el formulat. În al doilea rând, noi suntem relativ noi în acest sistem și atunci, sigur că da, copiii nefiind învățați și inițiați în acest domeniu, așa cum spuneam și mai devreme, nu arată un interes deosebit față de rezultatul acestor teste. Dar testul este bun în alt sens, în altceva, și ne-a dat nouă șansa de a face această conferință de presă pentru a ridica adevăratele probleme ale sistemului de învățământ. Și vreau să vă spun că doamna ministru Anișie este de acord cu noi și noi suntem de acord cu dumneai. Dumneai spunea despre aceste teste că nu reprezintă o tragedie așa cum au prezentat mulți politicieni, mai mulți sau mai puțin onoranți și onorabili, spunând că 44% este un procent relativ bun, având în vedere condițiile de învățământ de la noi. Deci, în acest sens, sunt absolut de acord cu atitudinea dumneavoastră și cred că dacă va fi lăsată să-și facă treaba câțiva ani de zile, atunci lucrurile se vor pune pe făgașul normal. Dacă se va recurge la aceeași politică de până acum, de a schimba miniștrii, ca ce vreți dumneavoastră, să aveți 28-29 de miniștri în 30 de ani, nu cred că lucrurile vor merge foarte bine. Aceste rezultate, în condițiile concrete de la noi din România, ar putea să declanșeze un fenomen similar cu cel din Germania, pe care chiar dumneavoastră l-ați numit șocul german? Posibil, da, posibil nu. N-aș putea să vă dau un răspuns acum, pentru că e vorba de mentalitate, e vorba de tradiție, e vorba de faptul că sistemul german n-a cunoscut transformările pe care le-a cunoscut România de la comunism la capitalism sau, mă rog, ce este astăzi la noi. Deci sunt multe necunoscute, să spun așa, care contribuie la acest răspuns al meu, oarecum nu e evaziv, ci este o realitate. Nu știu în acest moment. Posibil ca peste 2, 3, 4, 5 ani, când lucrurile vor merge normal și sper să meargă normal, atunci să vă pot da un răspuns foarte ferm, e bun sau nu e bun. Programa școlară nu cuprinde materia din care, nu neapărat materia, testele PISA sunt de tip estimativ, iar noi pregătim elevii la evaluarea națională, tip bacalaureat, de tip matematic calculatoric. Ei, aceste teste sunt cu estimări statistic, ceea ce ei nu intră în contact decât abia din clasa a 10-a. Dacă vrem să avem rezultate bune, atunci programa trebuie schimbată. Trebuie băgate ore
în programa școlară în care pregătim acești elevi. Abia cei de clasa 7-a, care merg după noua programă, au prevăzute la final de capitol probleme cu caracter aplicativ. Problemele de tip PISA sunt toate cu caracter aplicativ. Deci putem vorbi de rezultate mai bune când încep să vină elevii din de gimnaziu ce sunt acum a 7-a, care merg după programa 9. Deci trebuie umblat la programă. Din punctul meu de vedere, nu este un dezastru rezultatul acesta. Credeți că e nevoie de o mai mare transparență acestui fenomen, de la pregătirea testului, aplicarea lui concretă și până la aflarea rezultatelor? Am înțeles că și aici sunt anumite probleme. Da, eu, de exemplu, am aflat din presă despre ele, am căutat să văd rezultate, este o secretomanie totală, știu doar că a fost aplicată pe un eșantion de 5.000 de elevi din 170 de școli, nu știu ce școli, dacă elevii care au aplicat teste au fost pregătiți înainte sau nu, dacă știau pentru ce sunt, dacă li s-a explicat după aia rezultatele testelor, dacă s-a făcut o corectare a testelor. Deci nu se știe nimic, nu este o transparență. Pe viitor, în cazul în care la dumneavoastră la clasă se va propune să dați acest test, veți accepta? Nu, cât timp nu am în programă ore ca să pregătesc acești elevi pentru un asemenea test, nu. Pentru că rezultatele, nepregătindu-i, rezultatele nu vor fi cele așteptate și nu fac decât să scadă încrederea copiilor în ei. Cu asemenea rezultate slabe, copiii vor avea o părere foarte slabă despre ei, ceea ce nu este cazul. Dacă nu pregătesc un copil pentru un examen, nu mă duc cu el la examenul respectiv. Am în față chiar un model de test PISA care le-a fost aplicat elevilor de 15 ani, am înțeles, pentru că el se aplică la finalul învățământului obligatoriu pentru a vedea cât de pregătiți sunt elevii în activitatea educativă viitoare sau în activitatea practică pe care și-o vor alege. Uitându-mă peste el, eu am tot căutat diferite informații, nu am găsit foarte multe așa încât să fiu satisfăcută de ceea ce m-ar fi interesat. Constat cu stupoare că sunt vreo 3 texte extraordinar de lungi pe care copiii le-au de parcurs cu niște itemi care nu au nicio legătură cu itemii propuși pentru subiectele de evaluare națională din clasele a 8-a, poate chiar și la bacalaureat, nu știu dacă se... Nu, nicio legătură. Nicio legătură. Noi ne întrebăm pentru ce sunt relevante, pentru că, în afară de faptul că i-ar putea clasa undeva, nu, pe o poziție alături de ceilalți elevi din Uniunea Europeană, în sistemul nostru de învățământ nu văd care ar fi utilitatea lor. E o problemă mare, ele nu sunt adaptate, nu sunt corelate cu programa școlară pe care elevii au învățat până în anul 2016, da? Când, după cum bine știm, s-a încercat și, în fine, s-a realizat o schimbare a ei, dar urmează, mă gândesc, după cum a declarat doamna ministru, să fie din nou schimbată, că suntem tot timpul în reformă. Pe vechea programă școlară nu se mulează nicicum, pentru că accentul se punea în special pe limba română, iar testele acestea vizează în special abilitățile de înțelegere a textului și de exprimare, comunicare. Ori nu știu ce să vă spun mai mult de atât decât că am aflat pur și simplu cu stupoare că au fost aplicate și că părinții, elevii, politicienii, ONG-urile care le-au aplicat sunt nemulțumiți de rezultatele de la testele respective. Mai mult, nu știu, poate vor colegii să vină cu ceva completări. Sunt similare cu testările de la evaluarea națională de clasa a 6. Am înțeles că acestea sunt pentru elevi cu vârsta de 15 ani. Cele de clasa a 6 au fost mai dificile, mai logic făcute, mai coerent, mai cu sens, chiar dacă scopul era același de înțelegerea textului, de exprimarea unei opinii, de recunoașterea unor informații din text, copiii de clasa a 6-a s-au descurcat excepțional de bine. Ori noi nu știm pe ce eșantion de elevi s-au dat aceste teste,
Cum au fost aleși acei elevi? Nouă nu ni s-a spus absolut nimic în școli, doar am aflat că sunt rezultate dezastroase. Ori noi vedem altceva la clasă.